Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara are valoare. Invitații din această seară sunt două persoane tare dragi mie, reprezentanții Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului. Bine ați venit, Adina și Dan. Bună seara! Bună seara, mulțumim pentru invitație, ne bucurăm să fim aici! V-am chemat, bineînțeles, și în calitate de reprezentanții ai Geoparcului, însă vrem să aflăm câte ceva și despre voi. Ați avut un parcurs profesional destul de neașteptat, să zicem așa. Voi acum vă ocupați de partea de comunicare la Geoparc, trebuie să spunem asta. Adina, care este funcția ta? Cum se numește exact? Funcția mea este de administrator patrimoniu. Practic, toți colegii mei suntem administratori de patrimoniu acolo la Geoparc, dar, evident, fiecare dintre noi are anumite atribuții, să zicem, se ocupă de un anumit domeniu predominant. Eu, de exemplu, mă ocup de partea de comunicare, Dan se ocupă de partea de, în principal, de relația cu comunitățile și fiecare dintre colegii mei are niște atribuții principale. Evident că toți lucrăm la toate proiectele împreună, dar încercăm fiecare cu experiența lui să aducă acel plus de valoare în activitatea noastră, în ceea ce facem noi acolo. Voi sunteți, să zicem așa, parteneri și în proiectul cu Geoparcul, însă sunteți și parteneri de viață. Dan și Adina Popa, cum este să lucrați împreună? Cum e viața împreună aproape tot timpul, cred, așa-i? Da, e, cum să zic, e și greu și ușor, și frumos și urât. Poate că, cred că partea principală e aceea că nu avem discuții de genul mai lasă-mă cu problemele tale de serviciu, că hai să mai discutăm și altceva, pentru că problemele de serviciu sunt comune și atunci trebuie să le dezbatem împreună. Ați avut un parcurs, cel puțin tu, Adina, profesional destul de neașteptat, spuneam, pentru că tu ai terminat informatică. Tu ai făcut liceul la specializarea mate-info sau doar informatică? Matematică-informatică. E, după aceea, voi ați fost cu ceva ani în urmă colegi de breaslă, să zicem așa, pentru că ați avut o perioadă în care ați lucrat ca jurnaliști și Dan, practic, s-a regăsit în domeniul ăsta mai mult timp. El a fost în zona publicității, dar tu ai venit din cu totul alt domeniu. Care a fost momentul în care, nu știu, sau circumstanța de viață? Cum a apărut așa ca un declic sau a fost o întâmplare? Că tu ai început să lucrezi inițial în presă și ulterior pe partea asta de comunicare. Cum s-a întâmplat? M-a atras presa. De fapt, Dan e cumva un pic vinovat, pentru că încă de când eram studenți, el lucra acolo la un post de televiziune, când l-am cunoscut eu. Asta se întâmpla în Valea Jiului. În Valea Jiului, la Petroșani, da. Și mi s-a părut interesant ce face și tocmai se înființase un post de radio, chiar în universitate avea sediu la acel moment. Am văzut și eu anunțul și am zis, da, eu oare nu aș putea să fac ceea ce face el, pentru că mi se părea foarte interesant ce face. Îl cunoșteai dinainte? Îl cunoșteai de mult? Eram prieten de vreun an. Vreun an, cam așa, da. Amici sau erați împreună la momentul respectiv? Da, adică ne cunoșteam, ieșeam împreună, ne plăcea că aveam, cum să zic, pasiuni comune, interese și teme de discuție comune, ne plăceau multe lucruri asta împreună. Când se întâmpla? Cam ce vârstă aveați? Deci era perioada facultății. În perioada facultății, undeva prin anii 90, așa. Spre mijlocul, sfârșitul anilor 90, să zicem. Spre jumătatea anilor 90. Jumătatea anilor 90, da. Și așa s-a întâmplat că am ajuns la acel post de radio, mi-a plăcut foarte mult. Apoi, după ce am terminat facultatea, am avut o ofertă de a veni și de a lucra aici la DEVA, la Antena 1 DEVA. Și a fost o perioadă senzațională și acum mi-s dragi colegii, toți colegii de presă pe care am întâlnit în perioada respectivă și cred că știi că a fost o generație foarte frumoasă, cum a zic din amintire așa. Întotdeauna cred că în momentul în care ne uităm în urmă la lucruri care s-au întâmplat, chiar dacă au fost și perioade mai întunecate, mai urâte, întâmplări de care la momentul respectiv ne-am speriat sau nu le-am dorit în viața noastră, până la urmă am constatat, cel puțin, nu știu dacă e așa, dar la mie așa mi se întâmplă,
trecutul aduce așa o poleială frumoasă de aur peste toate întâmplările și în general pe cele urâte le cam dăuna o parte. Da, frumoase. Așa este. Cred că așa e formată mintea umană, să rămânem cu lucrurile bune și frumoase care să ne dea, să ne motiveze să mergem mai departe și să încercăm să experimentăm și altceva și altceva. Am experimentat destul de multe, pentru că am încercat cam toate genurile de presă și la un moment dat mi s-a făcut o ofertă dacă aș dori să lucrez în comunicare. Și am zis, de ce nu? Haide să încerc și ceva. Totdeauna mi-a plăcut provocările, totdeauna mi-a plăcut să încerc ceva nou. Și am zis, hai să încerc și să văd ce înseamnă comunicare. Și mi-a plăcut foarte mult și comunicarea, pentru că, practic, cei care fac comunicare se află de cumva de cealaltă parte a baricadei față de jurnaliști. Și e interesant așa să vezi pe de-o parte jurnalistul care încearcă să obțină niște informații și de cealaltă parte cei care trebuie să fie foarte atenți la imaginea lor și la corectitudinea informațiilor pe care le oferă jurnalistilor, astfel încât imaginea companiei, firmei, instituției pe care o reprezintă să fie corectă. Iar la ajuns și odată la faza asta a poveștii, voi de fapt ați plecat atunci din județ, v-ați mutat pentru o vreme în capitală. O să-l întreb pe Dan, cum a fost raiul acolo? V-a plăcut? Ați decis să vă întoarceți? Nu știu dacă de dragul locurilor, dacă nu v-a plăcut foarte tare acolo, pentru că sunt și persoane care nu neapărat, pur și simplu, nu neapărat că nu reușesc să se adapteze, pur și simplu poate este un stil de viață care nu ni se potrivește tuturor. Cred că a avut trei etape. Perioada aceea bucureșteană noastră a fost momentul de început, câteva luni bune la mine, în care mi-a fost îngrozitor de greu să mă adaptez. Pur și simplu oboseam doar ieșind pe stradă, în vacarmoniurile și străzii. Atunci când mă întorceam de la serviciu, de la Casa Presei, trebuia să iau autobuzul din stația chiar de la Casa Presei. Era năucitor să stai în acea stație unde veneau mașinile dinspre Băneasa. A fost apoi perioada în care ne-am obișnuit și ne simțeam confortabil și ultima perioadă în care lucrurile au devenit mult prea stresante și am decis să renunțăm la ceea ce făcuserem acolo, să ne întoarcem acasă. Și ăsta a fost motivul când v-ați întors și a apărut ocazia asta de a lucra, practic, pentru Geoparcul Dinozaurilor. Bine, inițial, când am decis că tot mai bine e acasă și să ne întoarcem, aveam cumva alte planuri. Deci, practic, noi am renunțat la tot, ne-am dat demisia și ne-am întors acasă. Și nu aveți niciun plan B? Nimic aveam de rezervă? Aveam un plan B, în sensul că voiam să ne facem o mică afacere în turism. Deci, și de aceea am făcut câteva cursuri de ghid de turism, de manager în turism. Ne propuseam să deschidem o pensiune și să ne ocupăm de turiști și să le prezentăm județul Hunedoara. O pensiune în Valea Jiului? Nu, undeva în județul Hunedoara. Nu știam la momentul ăla unde. Am venit acasă și cred că un an de zile am străbătut județul să vedem care ar fi cea mai frumoasă zonă, care am simțit noi așa mai aproape de suflet și am dorit să ne stabilim acolo și să ne facem o afacere acolo. Și avem un județ foarte, foarte frumos. Asta fără discuție, bine, avem o țară frumoasă ca toate țările care sunt frumoase și așa ceva special, dar așa de suflet, mie mi s-a lipit și cred că la amândoi a fost țara Hațegului. Era foarte frumos și peisajul, sunt atât de multe obiective, avea o mulțime de povești interesante care ar fi putut fi de interes pentru a atrage turiștii și a le arăta valorile județului Hunedoara până la urmă. Vreau să te întreb, cum procedați? Eu pur și simplu vă urcați în mașină și ziceați, hai să mergem într-o anumită exact zonă să vedem ce găsim pe acolo? Da. Căutați și o casă de cumpărat? Da, sau cum? Am căutat, deci voiam să vedem zona, cam ce are de oferit, cum arată, ce se întâmplă acolo, care este infrastructura, cât de ușor sau de greu să ajungi acolo. Și evident o căsuță care s-ar putea să se potrivească pe ceea ce ne propuseserăm noi la momentul respectiv. Ați găsit căsuța? N-am găsit căsuța visurilor, că de-aia cred că am ajuns în final la Geopark. Am găsit mai multe case, dar de fiecare dată apărea câte ceva. Noi aveam un buget în care ne-am propus să ne încadrăm pentru să pornim la drum în afacerea asta.
și fie nu puteam să ne încadrăm pentru că era casa prea scumpă sau ar fi necesitat niște lucrări de renovare prea ample și nu ne-ar mai fi ajutat să facem după aceea alte investiții pentru partea de a atrage turiștii. Și nu am găsit nicio casă sau așa care să fie de suflet, să o simt că da, asta este, asta mi-o doresc, mă văd acolo, mă visez acolo. Cred că așa a fost, fie că de multe ori senzația mea în viață este că lucrurile se întâmplă atunci când trebuie să se întâmple, iar dacă nu trebuie să se întâmple, nu se întâmplă. Oricât ai încercat. Oricât am dorit noi, anumite lucruri nu se leagă și probabil că așa a fost să fie. Și în paralel ne-am gândit, hai să mai încercăm ceva nou și să vedem dacă am putea sau am fi în stare să facem un program educațional, adică să încercăm să lucrăm cu copii, cu școli. Și pentru că țara Hațegului se lipise cumva așa de suflet, pentru că era frumos și plăcut, am găsit o finanțare de la Fundația pentru Parteneriat și MOL România. Am găsit două școli foarte simpatice și foarte interesate de la Sfântă Mărie Orlea și de la Sălașul de Sus. Am scris un proiect, s-a numit Școală de Biodiversitate, păsări, fluturi și plante rare la poalele retezatului. Și am avut o serie de 5 lecții în natură cu elevii de la școlile respective. A fost fabulos, a fost atât de frumos, e proiectul meu de suflet, ca să zic așa. Ei, și în contextul ăsta mi-am întâlnit atunci pe Cristian Ciobanu și pe Alexandru Andreșanu de la Geopark. Și Alexandru Andreșanu i-a plăcut ceea ce a văzut, ceea ce am făcut, cum am gândit noi proiectul și ne-a propus să colaborăm și pe mai departe. Și partea simpatică la Geopark este că cred că toți dintre noi, toți colegii mei și cred că inclusiv Alexandru, am început cu o parte de voluntariat. Că practic ne-am alăturat echipei Geoparcului ca voluntari. Eu le-am propus că uite, pot ajuta dacă doresc pe partea de comunicare, să mai țin relația cu presa, să anunț presa de activități, de evenimente. Și abia ulterior a venit și momentul ăsta în care am făcut parte oficial din echipă. Ce o să vă rog acum, sigur, mulți dintre noi știm deja ce înseamnă Geoparcul, însă nu toți și am avut surpriza să constat că oamenii se așteaptă la un parc de distracții, vorbind și eu cu destul de mulți turiști în diferite circunstanțe, întreabă unde este Geoparcul. Geoparcul, le spun, nu este undeva anume, este peste tot în țara Hațegului, de fapt. Spune-ne un pic sau spuneți-ne, care dintre voi doriți, ce înseamnă, de fapt, Geoparcul ăsta? Pentru că, așa cum îl văd eu, este, de fapt, întreaga țara Hațegului, cu peisaj, cu oameni, cu obiceiuri, cu tradiții, cu dinozauri, cu istorie geologică și așa mai departe. Ce este geoparcul ăsta al dinozaurilor și ce vrea el să facă? Practic, un geoparc, oriunde în lumea asta, e un teritoriu. Un teritoriu în care se încearcă protejarea, conservarea elementelor valoroase, elementelor naturale valoroase, sprijinind în același timp comunitățile locale de acolo, care în mod tradițional extrag resurse din acel teritoriu și le folosesc pentru viața de zi cu zi, în condițiile în care, protejând acele valori naturale, ei sunt privați de această resursă. Acum, asta se întâmplă practic peste tot în conservarea naturii și în parcurile naturale și în parcurile naționale, doar că acolo sunt protejate biodiversitatea, fauna și flora. Într-un geoparc, elementul principal care este conservat e patrimoniul geologic. Sunt elementele de geologie de importanță internațională. Ele pot să fie extrem de diverse. În cazul geoparcului dinozaurilor, aceste elemente de mare valoare sunt elemente de paleontologie, fosile de dinozauri care au trăit în această zonă în perioada cretacică, acum 70-80 de milioane de ani. E complicat, pentru că
trebuie să ai valoare și putere să faci lucrurile astea, trebuie să faci parte dintr-o structură internațională puternică care să fie un suport, un postament pentru această construcție. În acest moment există în lume 140 de geoparcuri membre în rețeaua UNESCO a geoparcurilor, pentru că acest program care a apărut la începutul anilor 2000 a devenit din 2015, de acum 3 ani, un program UNESCO, așa cum sunt programele legate de monumentele istorice sau de ariile unde este protejată biodiversitatea. E un program UNESCO acum. E complicat să intri în acest program, dar e și mai complicat să rămâi în acest program, pentru că din 4 în 4 ani fiecare geoparc este reevaluat. Noi vom avea reevaluarea în această vară. Ei, există postamentul, trebuie să ai o echipă, trebuie să ai resurse financiare, în așa fel încât lucrările de geoconservare, adică de conservare a patrimoniului geologic de acolo, să fie solide și vizibile, dar în același timp trebuie să lucrezi foarte mult cu comunitățile de acolo, pentru ca ele să înțeleagă ce valoare au în curtea casei. Cum stați la capitolul că spune resurse financiare? Geoparcul este administrat, practic, este administrat de Universitatea din București. Este o școală până la urmă. Este o școală, noi suntem un departament al Universității. Care bănuiesc că nu are foarte mulți bani. Sau... Așa cum are orice instituție bugetară, noi suntem un departament al Universității din București, care această echipă din departament ne ocupăm de administrarea geoparcului. Modelul nu este același în cadrul celor 140 de geoparcuri. Sunt geoparcuri administrate de o municipalitate sau de un grup de municipalități sau de niște structuri comunitare, cum e cazul englezilor, sau chiar de o companie de turism în țările nordice. E extrem de divers modul de administrare. Ideea e aceeași: conservarea patrimoniului geologic și sprijinirea comunităților pentru dezvoltarea locală. Cât de dificil v-a fost să lucrați cu oamenii din zonă și mă întreb dacă există și ceva restricții, dacă oamenii trebuie să respecte în momentul în care, nu știu, doresc să construiască o casă, să facă niște modificări la anexe sau, eu știu, fiind în zona geoparcului. Mă refer, nu știu, restricții gen parcuri, arii protejate. Conform legislației românești, teritoriile în care sunt restricții și unde e nevoie de avize speciale sunt parcurile naționale, parcurile naturale și alte tipuri mici de arii protejate pentru biodiversitate. Un geoparc nu aduce restricții de genul acesta. Voi ați și avut ocazia să mergeți în afară, ați vizitat mai multe geoparcuri, să ne spuneți voi de pe unde, care sunt cele pe care le-ați văzut și ce ați constatat că e diferit acolo față de ce avem noi? Care sunt lucrurile pe care le-am putea aduce aici la noi și le-am putea implementa, să zicem? Păi, și care ar aduce un plus de valoare și în cazul geoparcului dinozaurilor. Probabil că oricum ele sunt diferite în sine, ca și... Sunt diferite, fiecare are specificul local, exact. Dar specificul local nu înseamnă doar o tradiție sau un port sau niște obiceiuri, înseamnă un complex mare de dezvoltare economică a zonei și a țării respective. Ideea în sine, oricum, aici înseamnă ceva extrem foarte de diferiți. Vast. Înseamnă diversitate. Diversitate din toate punctele de vedere. Vorbim de diversitatea geologică, da? Fiecare geoparc din rețeaua UNESCO trebuie să aibă niște elemente geologice de mare valoare. Vorbim de diversitate naturală, de tradiții, de cultură. Deci fiecare din geoparcurile din rețeaua globală și din rețeaua europeană e unic în felul său. Și atunci e greu cumva să... cum să zic, să le cântărești cu aceeași unitate de măsură, pentru că fiecare are ceva special. Voi ați văzut de exemplu geoparcuri din Finlanda, din Germania, din Ungaria și o vreme ați și fost în Portugalia. Telespectatorii vor avea și ocazia să vadă multe fotografii cu ce ați făcut voi pe acolo și să înțeleagă un pic, chiar și să facă o comparație, pentru că vor fi și fotografii, bineînțeles, cu geoparcul de la noi. Cum a fost în Finlanda, de exemplu? În Finlanda o experiență foarte interesantă. În primul rând, nu știu, noi am fost undeva prin luna septembrie. Nu e chiar așa de frig cum ne-am așteptat să fie în Finlanda. E rece, dar nu resimți frigul. Se simte frigul, să spunem, cum e la noi, de exemplu, iarna sau când e. Unde este poate frig. Un frig mai uscat și mai tăios, da, exact. Da, acolo a fost foarte plăcut. E o țară foarte interesantă.
și o recomand din tot sufletul, pentru că ceea ce pe mine m-a frapat foarte mult a fost faptul că vegetația pe care o întâlnim noi în zonele de munte de obicei era acolo undeva la nivelul mării. Și atunci era... Adică e ciudat să poți să culegi afine de la nivelul mării, da, de exemplu. Da, e diferit, e o țară, bine, în care se simte faptul că e o țară europeană, dar total diferită de Europa de vest, de Europa centrală și de Europa pare, de est. Pare monoton. Geoparcul în care noi am fost e undeva în zona nordică a teritoriului locuit, aproape de Moș, aproape de Moș Crăciun. Așa e. Am plecat, am mers din sud, din capitală, din Helsinki, până în această zonă nordică cu mașina și am văzut o bucată bună din țară. Pare monotonă. Toată țara înseamnă păduri de pin nordic și de mesteacăn, în care nu există altă vegetație decât un mușchi foarte uscat și ciudat, nu există flori, nu există gâze, nu există păsări acolo. E o liniște stranie, într-un peisaj monoton, cu niște nori fabuloși care par suspendați de cer, care nu sunt plați așa cum îi știm noi, pur și simplu atârnă așa pe tine, ca niște candelabre. Nu există flori, nu există gâze, nu există păsări. Chiar vreau să întreb care ar fi specificul geoparcului, pentru că geoparcul de la noi are o poveste totuși spectaculoasă. Pentru cei care nu știu, practic zona țării Hațăgului de astăzi, depresiunea Hațăgului, așa cum o știm astăzi, a fost acum vreo 70 de milioane de ani o insulă tropicală cu vulcani activi, cu dinozauri și așa mai departe. Dinozauri care, din cauza separărilor de continent, s-au piticit în timp. A apărut fenomenul de nanism insular și de asta și avem acești dinozauri pitici unici în lume, dacă nu greșesc, nu-i așa? Prin, da, modul în care au evoluat, ei sunt la momentul ăsta unici. Și sunt printre ultimii dinozauri care au trăit pe pământ. Și asta e foarte important. Ei au trăit în perioada geologică numită Cretacicul Superior, care s-a încheiat acum aproximativ 65 de milioane de ani, momentul în care meteoritul a lovit pământul și au dispărut dinozaurii. Deci nu numai că au fost pitici, dar au fost între ultimii dinozauri care au trăit pe pământ. Spuneți-ne un pic și în celelalte țări. Spuneați că Finlanda a fost totuși diferită chiar și de țările vestice, deși vorbim oarecum de aceeași zonă, nord-vest de data asta. Prin ce anume? Unde ați văzut voi diferențele astea? Prin tot. Din momentul în care am pășit pe aeroportul din Helsinki și până când am plecat de acolo în acea săptămână, totul a fost complet deosebit de ceea ce nu mai văzusem până atunci. Aer, pom... Cum era aerul? Ciudat. Ajutați-ne un pic să înțelegem. Foarte plăcut. Rece, deși era... Răcoros, mai degrabă. Răcoros, dar foarte plăcut. Am locuit în primele zile, chiar pe teritoriul geoparcului, într-o cabană în mijlocul pădurii și era uluitor. O senzație pe care eu n-am mai avut-o până atunci. Da, pentru că era liniștea aceea stranie. Bine, acum nu putea spune că nu erau absolut deloc păsări, dar foarte, foarte puține. Nu se auzea acel zumzăt cu care suntem noi obișnuiți în natură, dacă ieșim, de exemplu. Acolo era o liniște stranie, se auzea trenul care era la zeci de kilometri distanță, că era... doar foșnetul copacilor făcut de vânt. Și în prima fază nu ne dădeam seama ce nu e regulă, că era un sentiment de bine, dar parcă straniu, da. Și abia ulterior ne-am dat seama că de fapt nu am văzut gâzi acolo și din cauza asta nu erau nici păsări și atunci nu era forfota aia pe care o întâlnim de obicei în natura noastră. Și e foarte interesant faptul că toți nordicii și finlandezii, suedezii, norvegienii trăiesc într-o profundă comuniune cu natura. Vine ceva, e din istoria lor. Acolo, dacă același nu reușești... Același lucru se spune și despre noi. Potrui frate cu român. Așa e pe undeva, dar pe de altă parte, într-o țară din zona aceasta temperat continentală, unde resursele se găsesc mai ușor, mai poți să fentezi cumva relația cu natura. E specificul nostru balcanic, poate. Dar în zona aceea nordică, dacă nu este o comunie profundă cu natura, în mod sigur nu treci peste momentele în care natura e foarte periculoasă. Și oamenii de acolo respectă profund natura și nu cred că au căutat vreodată să o fenteze așa cum se mai întâmplă la noi, pentru că dacă faci lucrul ăsta, e posibil să nu treci iarna următoare. Și atunci oamenii de acolo trăiesc într-o profundă comuniune cu natura, se vede asta din modul în care își construiesc locuințele. Care este modul în care își construiesc locuințele? Uite că veni vorba. Sunt case extrem de confortabile,
de dimensiune mică, cel mult medie, nu se dai seama dacă casa pe care o vezi într-un grup de case e a unui om cu venituri modeste sau unui om foarte bogat, nimeni nu iese în evidență. Și prin arhitectura lor și prin modul în care sunt decorate, prin modul în care arată fațadele lor, se integrează perfect în locul în care sunt plasate. Natura, da. Nu sunt o excrescență acolo. Sunt exact din locul respectiv. Sunt într-o deplină armonie cu natura. Dintre toate geoparcurile pe care le-ați văzut, care v-a plăcut cel mai mult? Asta e foarte greu de spus. E ca și când ai avea niște copilași și spui pe care îl iubești cel mai mult, nu? Pentru că fiecare are ceva anume, are frumusețea. Da, bineînțeles că na, peste tot sunt și lucruri bune și poate mai puțin bune, dar totdeauna am încercat să vedem într-adevăr ce lucruri bune, interesante, utile dezvoltă fiecare în geoparcului și să vedem în ce măsură poate anumite idei le-am putea adapta sau modele de bune practici la noi. Sincer, aș recomanda celor care sunt interesați, de exemplu, să își facă vacanțele în fiecare an în altă parte, să aleagă să-și facă vacanțele în rețeaua UNESCO a geoparcurilor. Sunt 140 de geoparcuri și în fiecare an mai se adaugă alte și alte geoparcuri acestei rețele. Deci, prin urmare, pot călători în toată lumea și pot să descopere niște locuri unice cu povești unice, pentru că, așa cum la noi în Țara Hațegului, sunt o mulțime de povești care ne ajută să înțelegem de la modul în care s-a format pământul, ce s-a întâmplat cu dinozaurii, cum au apărut oamenii și cum au început oamenii să folosească resursele naturale în ajutorul lor, cum am ajuns la zilele noastre. Aceeași poveste, bineînțeles, cu specificul locului, o să regăsește în fiecare dintre geoparcuri. Deci e o invitație la o vacanță altfel, da, pentru cei care sunt interesați de asta. Geoparcurile cred că respectă perfect definiția aceea de unitate în diversitate. Da. Există un element comun, categoric, ideea de la care au pornit și pe care merg, dar sunt teribil de diverse și din geoparcurile pe care noi le-am văzut, doar dacă trecem granița, e geoparcul Bacani-Balaton din Ungaria, care se întinde în jurul lacului Balaton. Colegii noștri de acolo sunt spectaculoși prin modul în care explică niște elemente locale. Au un muzeu al lavandei, Casa Lavandei, în peninsula Tihanii. Au un fabulos observator astronomic făcut undeva la țară, într-un sătuc, dar arată wow. Au tot acolo un muzeu construit în jurul unei peșteri, care explică fenomenele carstice de acolo. Astea sunt elementele lor locale. Dacă mergem mai departe în Austria, în geoparcul Styria Nasenwürzen, sunt fabuloși cei de acolo pentru modul în care dezvoltă componenta de sporturi în natură, mai ales rafting. E o zonă montană cu ape foarte repezi. Ia uite câte se pot face într-un geoparc. Și tot acolo, tot în Nasenwürzen, e spectaculos muzeul apei, tot așa, într-un sătuc care are 200-300 de locuitori, foarte mic, dar e locul de unde e captarea de apă pentru alimentarea Vienei. Am văzut cu ochii noștri captarea, locul de unde se ia apa care alimentează Viena, e o apă uimitoare și acolo au reușit să facă un muzeu al apei, care e wow și acela. Dacă mergem mai departe în Germania, în geoparcul Harz, e o zonă în partea central nordică a Germaniei, chiar pe fosta graniță dintre Germania Federală și Germania Democrată. E un orășel care se cheamă Wernigerode, capitala căsătorilor din Germania. E un orășel cu case de la 1500 care sunt încă locuite. Parcă ești într-o poveste. Știu că ne distram în a doua zi după ce am ajuns acolo, că ne-am uitat pe fereastră să vedem dacă ceea ce văzusem mai există. O seară înainte mai sau a fost doar o poveste. Un decor de un decor film. De poveste. De poveste uimitoare. Da. Iar acolo e construit în jurul acestei localități un geoparc unde elementul principal sunt fosile de animale marine. Spectaculoase, sunt realități la nivel mondial, adunate într-un muzeu făcut într-o casă veche în centru unei vechi localități. Ce mai e?
A, e Portugalia unde geoparcurile pe care le-am vizită, văzut. Vreau să le spun telespectatorilor, o vizită de 5 luni. Mm-hmm. Cea mai lungă vizită de care am auzit nu a fost chiar o vizită, da. Pentru că a fost un a schimb fost de experiență. A fost o bursă, de fapt, pentru că am urmat un curs de master la Universitatea din București și am optat pentru un semestru de schimb în Portugalia. Și a fost un fel de experiență vieții, ca să spun așa, fabuloasă. Cum este Portugalia, așa pe scurt, că din păcate încet ne apropiem de final, trece timpul, zboară cu voi, da. Dar cum a fost Portugalia în comparație cu România? Din punctul pentru meu cei care de n-au vedere, fost niciodată. Portugalia este România așa cum ne-am dorit noi să fie România, cu oamenii respectuoși, cu oameni de cuvânt, cu curățenie, cu respect pentru natură și ceea ce au ce există în jurul lor. Pentru mine m-am simțit ca acasă, sincer, și un pic mai bine decât acasă, pentru că, nu știu, valorile în care cred și le simt apropiate le-am regăsit acolo din plin. E o destinație care chiar merită și o țară fabuloasă, foarte, foarte, foarte frumoasă. Spune, te rog. Există o teorie, se cheamă teoria marginilor de imperiu, care spune că după destrămarea unui imperiu care e relativ uniformizat, marginile sale rămân mai apropiate de formula inițială, pentru că centrul imperiului se amestecă încet, încet. Și atunci noi și portughezii, care suntem două extremități ale Imperiului Roman, suntem în acest moment teribil de asemănători. Povesteam întâmplător cu cineva chiar acum o săptămână și era impresionat să constate cât de bine înțelege românește și cât de asemănători suntem, pentru că îl întrebasem ce găsești, cum găsești România și ce găsești diferit la ea. Zice, nu prea găsesc multe diferențe, dar găsesc multe lucruri asemănătoare. Da, inclusiv limba e asemănătoare. În momentul în care te familiarizezi cu pronunția, e destul de relativ ușor de înțeles, e foarte ușor de înțeles limba scrisă, deci un text e ușor să citești, doar că apar niște nume de pronunție care fac diferența între portugheză și română, transformă e-ul în ă, transformă s-ul în ș, și a-ul în ă, și atunci pronunția sună foarte ciudat. Dar dacă vezi același cuvânt scris, e la fel ca românește. Dacă ar fi să aduceți ceva din Geoparcul Portughezilor, unde ați fost voi la Hațeg, ce ați putea aduce și ce ar fi cu adevărat un lucru bun care s-ar putea aduce și la noi, s-ar putea aplica și aici? Cred că sunt multe, poate. Încrederea. Oamenii de acolo au încredere unul în altul. Și acest lucru contează foarte mult într-o construcție comunitară. Și noi ne-am luat-o de vreo două ori peste nas la început, când am mers cu modul nostru suspicios de a fi, dar dacă se întâmplă și... Da. Nu era așa. Oamenii erau deschiși și ne arătaseră de plină încredere și ne-am învățat destul de repede să răspundem și noi cu aceeași încredere. Și ne-am dat seama că ăsta e un motor de funcționare a unei țări întregi și a fiecarei comunități din țara aceea. Și poate și modul de lucru, pentru că acolo am realizat ce înseamnă să lucrezi pe o strategie pe termen lung, absolut care pornește necesară, dar care pornește de la nivel central, deci o strategie de țară, o strategie zonală, regională, locală, și toată lumea încearcă să o urmeze. Deci nu acum face pentru 4 ani facem pe ceva, se întâmplă strategia de dezvoltare a geoparcului Aruca, în care noi am stat mai mult, se leagă perfect de strategia de dezvoltare a regiunii Nord, care se leagă perfect de strategia de dezvoltare turistică a Portugaliei. Foarte interesant a fost acolo, de exemplu, și pe mine m-a uimit foarte mult punctele de centrele de informare turistică. Centrele de informare turistică sunt atât în orașe mari, cât și în zone turistice mai mici, dar au o identitate vizuală care dai seama că ești în Portugalia, în care din zone ești, dacă ești în nord, în centru sau în sud, și există o mică identitate locală. Dar
în momentul în care ai intrat acolo, știi clar că ăsta este un centru de informare turistică. Deci nu face fiecare cam cum se gândește arhitectul că ar fi interesant să pună și mobila asta și mobila aia altă. Nu, există niște identitate de culoare, identitate vizuală, diferența... touchscreen-uri. Folosesc foarte mult partea de internet. Deci internetul și partea de IT este utilizată la maxim. Deci foarte multe lucruri se fac utilizând online-ul, de la rezervări, de la verificări câți turiști se află pe un traseu, la un moment dat poți să știe în orice moment ce se întâmplă acolo, de la relația cu autoritățile locale. Tot este foarte bine pus la punct și partea asta de comunicare prin pe internet e fabuloasă. Diferența majoră e că atunci când au decis să facă această rețea de centre de informare, investițiile nu s-au dus în clădire și în mobila din acele clădiri, ci se întâmplă la noi, cele mai multe comunitățile, care au vrut să intre în acest proiect au pus la dispoziție spațiul, ele nu arată la fel aceste spații, în schimb identitatea vizuală dinăuntru e aceeași. Investiția mare e în pregătirea oamenilor, e în programele informatice care îți permit să afli, să afli instantaneu toate informațiile de care ai nevoie ca turist, e în mici spații care, care oferă spre vânzare produse locale și când mergi ca turist, cauți întotdeauna produse locale, ele sunt acolo. Toate ideile astea mă gândeam că ar putea fi aplicate cât de bine. Da, dar acolo și... au plecat din start pe un alt concept. Sigur. Au investit în oameni, în echipamente, în programe informatice, în comunicare, în servicii și nu în clădiri și nu în mobilă din acele clădiri. Din fericire ne bucurăm totuși că avem și acest geoparc așa cum este el, pentru că, iată, sunt doar câțiva ani de când el este și a început să miște lucrurile un pic în zonă. Poate că turiștii, acum gândindu-mă, chiar și ai noștri au așteptări mai mari și, din ce am văzut, se axează foarte mult pe a vedea exponate. Că toată lumea întreabă de dinozauri, ce putem vedea? E, da, voi aveți niște dinozauri din fibră de sticlă acolo, spectaculoși, refăcuți de un specialist, Brian Cooley, din Canada. Însă nu este, geoparcul de la noi nu este un parc de distracții, cum este, de exemplu, cel de la Râșnov, să zicem. Da. Și asta mă gândeam, că este minunat că voi faceți o mulțime de activități. Poate că, sigur, sunt o mulțime de lucruri de îmbunătățit, ne dorim să vedem mai mult, poate și Hatzegopteryx-ul, care este cel mai spectaculos, poate dintre toate, având în vedere dimensiunile sale. Că avea, deși face parte oarecum din această familie a dinozaurilor pitici, el avea dimensiunile unui aeroplan. Poți să fac o corecție? Sigur, chiar te rog. Hatzegopteryx nu era un dinozaur, era un pterozaur. O reptilă, zburătoare, exact. În evoluția lor, pterozaurii și dinozaurii au avut un filon comun, dar la un moment dat s-au despărțit, erau verișori. Așa. Era cel mai mare animal care trăise în perioada aceea pe insula Hatzegului, pentru că nu avea condiționat de spațiu așa putea cum a avut-o. Putea să zboare? Exact, putea să zboare de pe insulă pe alta sau pe continent. Aș mai vrea să fac o completare. Unul din proiectele noastre de suflet și pe care până la urmă cred că o să prindă contur este acela de a crea un muzeu al dinozaurilor din Transilvania și în care să avem expusă cât mai bine și explicată cât mai bine povestea dinozaurilor de pe fosta insula Hatzegului. Da, într-adevăr, geoparcul nu e Disneyland, nu e un parc de distracții. Deși voi faceți spațiu... o mulțime de activități, apropo de distracție, nu doar distracție, voi aveți și o mulțime de activități educative, pentru că urmăresc pagina geoparcului și văd mereu noi postări și știu ce se întâmplă acolo. Apropo de toate lucrurile acestea, de curând ați avut, iată, un eveniment care se întâmplă an de an la voi. Să ne spui un pic despre ce este vorba și povestiți-ne pe finalul emisiunii un pic și despre ce va urma în vara asta, pentru că știu că în fiecare vară voi aveți o mulțime de evenimente acolo la Hatzeg. Da, păi unul dintre pilonii noștri principali la activitățile geoparcului îl reprezintă educația. Ceea ce încercăm noi este să le explicăm oamenilor, copiilor, elevilor elemente științifice, dar într-un limbaj în care să înțeleagă despre ce este vorba. Că degeaba le livrăm informație științifică și nu,
nu înțeleg, nici nu vor reține și poate că vor fi dezamăgiți. Iar prin activitățile pe care noi le facem, prin evenimentele pe care încercăm să le creăm, tocmai asta este scopul, ca ei să înțeleagă prin, până la urmă, experiența lor proprie, mergând, punând mâna, încercând să afle poveștile din spate, chiar dacă sunt ghidați sau poate merg acasă și încearcă să citească mai multe, să înțeleagă, practic, ce există cu spatele, ăștia, da, a unor denumiri științifice, unor machete. De fapt, fiecare dintre lucrurile care sunt prezente în geoparc au o poveste. Și asta este ceea ce vrem să facem, să promovăm zona prin evenimente, prin activități, o modalitate pe care am considerat-o interesantă și care a venit, o propunere care a venit de fapt din partea voluntarilor grupului nostru de voluntari pentru Geopark, care sunt niște tineri extraordinari de acolo din țara Hațegului, a fost aceea de a încerca să promovăm zona prin sport. Și în urmă cu vreo 4 ani ei au venit cu ideea de a face o competiție sportivă, un cross, în care să atragem atenția asupra cetății regale a Hațegului. Foarte puțină lume știe că ea probabil că mai există și care este povestea ei. Am început atunci un cross. La acel moment toată lumea era puțin uimită, de ce să alergi prin pădure, da, de ce cetatea. Ei, acum mulți dintre localnici deja aderă la idee. Au aderat la idee. Anul acesta am zis să încercăm să facem ceva mai mult din punctul ăsta de vedere și să promovăm nu doar cetatea regală a Hațegului, ci o zonă mai extinsă. Și de acolo a pornit o idee și mai amplă, să creăm o competiție, un semi-maraton. Bine, am păstrat componenta de cross, am mai adăugat și o componentă de ștafetă, dar să creăm un semi-maraton în care cei iubitorii de alergare, interesați să facă mișcare, să vină și să străbată o zonă cât mai mare din Geopark. Și anul acesta am avut un traseu care a cuprins Hațeg, Comuna Sfântă Mărie Orlea și Comuna Sălașul de Sus. Anul viitor vrem să mergem pe alte trasee, astfel că cine ideea principală să e să legi între ele în alergare două cetăți. Anul acesta am legat cetatea regală a Hațegului de cetatea de la Mălăiești. Probabil anul viitor va fi un alt traseu, poate de la Mălăiești la Răchitova sau de la Răchitova la Râul de Mori. Sau... Tocmai de aceea am zis și Geopark Challenge, să fie o provocare de a descoperi cetățile cu subtitlul Semimaratonul cetăților din țara Hațegului, pentru că se alargă între două cetăți. Da. Ce minunat că, uite, se mișcă lucrurile la voi. Ce planuri aveți pentru vara asta? Cred că mai avem doar 2 sau 3 minute. Avem o mulțime de activități, de evenimente. Chiar în curând vom da startul săptămânii europene a geoparcurilor și zilelor geoparcului. Ați avut în anii trecuți, îmi amintesc, niște activități spectaculoase cu un vulcan refăcut. Da, o mulțime de activități pe care le desfășurăm noi sau împreună cu parteneri de-ai noștri. Apoi va urma cu colegii din echipă, pentru că e o muncă de echipă. Va urma Festivalul Dinozaurilor în iulie, apoi Ziua Vulcanilor, care fiecare dintre aceste evenimente au devenit deja, să spunem, o tradiție în zona acolo, în țara Hațegului. Pe lângă asta mai avem și alte proiecte. Avem un proiect drăguț și interesant anul acesta la Casa Vulcanilor, împreună cu Andy Andezit, mascota voastră, mascota noastră, căreia în curând sper să-i adăugăm și alții frățiori, până la urmă, dacă ar fi să o luăm așa. Și Andy Andezit anul acesta invită pe toată lumea să descopere ariile protejate din țara Hațegului prin joc și vor fi dezvoltate mai multe jocuri, astfel încât cei care iau contact cu ele să înțeleagă obiectivele de acolo jucându-se. Deci e vorba nu numai de jocuri adresate copiilor, ci chiar și părinților lor. Deci vor fi interactive.
Vor fi proiecte care se adresează, încercăm să identificăm și să ajutăm și pe voluntari să identifice proiecte internaționale în care ei să cunoască alți tineri din alte țări. Există în derulare acum, de exemplu, un proiect pe Instagram, GGN Youth se cheamă, în care tineri din diverse geoparcuri își promovează prin fotografie geoparcurile lor. Va mai fi un proiect la care vor participa voluntari de-ai noștri într-un geoparc transfrontalier între Germania și Polonia și vor merge câteva zile acolo și se vor întâlni cu tineri din alte geoparcuri. Vom avea evaluarea UNESCO în timpul verii și doi evaluatori UNESCO vor veni să vadă progresele pe care noi le-am făcut de acum 4 ani. Vor fi o mulțime de activități. Pe lângă astea sunt activități mai mici, mai mari, ateliere. Tot timpul este ceva interesant de făcut în geoparc. Da, faci. Cred că e o diferență mare între modul în care evoluăm noi, Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, și colegii noștri din restul Europei, pentru că ei fac lucruri spectaculoase, dar merg pe o singură idee, pe o idee centrală pe care o îmbracă frumos. În schimb, noi suntem o echipă mică, dar mergem pe foarte multe idei. Fiecare membru al echipei are propriile idei. Povestea lui Ian de Andezit și povestea Zilei Vulcanilor și a ceea ce înseamnă Casa Vulcanilor de la Densu și ideea colegului nostru Cristi Ciobanu în demersul de acolo e sprijinit de Asociația Drag de Hațeg. Povestea de la Casa Pietrelor de la Uhaba Sibișel e ideea colegii noastre Maria Tănesescu. Asociația Femeilor de la Sfântă Maria a venit cu alte idei legate de Casa Tradițiilor de la Sfânt Petru. Suntem o echipă mică, avem și un mic grup de colaboratori în jurul acestei echipe, dar toți membrii acestei structuri vin cu idei. Fiecare se străduie să le pună în practică, cu multă muncă a lui, cu suportul și cu ajutorul colegilor din echipă și atunci se întâmplă foarte multe lucruri în foarte multe direcții. Da. Viitorul ne va arăta dacă ne irosim resursele și ne împrăștiem prea mult sau dacă din contră mergem pe o cale câștigătoare. Indiferent ce faceți, eu zic că este bine că faceți ceva și că se întâmplă acolo niște lucruri frumoase. Cred că mă gândeam în timp ce Adina povestea cât e de energică și de vulcanică, iată ca și zona Țării Hațegului, deși acum vorbim despre niște vulcani inactivi, sunteți poate unii dintre cei mai nimeriți ambasadori ai geoparcului și ne-am bucurat să vă avem alături. Iată, am aflat o mulțime de alte povești și ne-a sugerat o mulțime de alți invitați. Vă așteptăm și pe voi, de ce nu, să reveniți într-o ediție viitoare. Timpul a zburat pur și simplu, dar ne-ați convins să mergem și având și ocazia să vedem fotografiile, fără îndoială că poate și mai mulți turiști, știu că numărul este în creștere, poate și mai mulți turiști vor vizita în această vară zona Țării Hațegului. Vă mulțumim pentru prezență, vă dorim succes în tot ce veți alege să faceți și vă spun la bună revedere! Mulțumim și noi! La revedere. La revedere și dumneavoastră! Pe săptămâna viitoare, la aceeași oră, nu uitați, Hunedoara are valoare!